Caravana fotbalistică din Liga a doua a devenit ceva mai scurtă după retragerea Unirii Slobozia sau a Fortunei din Câmpina, fapt ce mărește șansele de accedere în play-off a unor formații care începeau să-și piardă speranța la acest obiectiv. Două dintre acestea, CSM Râmnicu Vâlcea în echipament albastru și Olimpia Satu Mare, s-au întâlnit pe stadionul Oltenilor din Zăvoi, într-o partidă contând pentru etapa cu numărul 17 din seria a doua. A fost primul joc oficial al anului în acest eșalon. Ambele echipe aveau punctaj identic, 17, și ocupau locurile 7, respectiv 8. Gazdele au reușit deschiderea scorului în minutul 25, atunci când Andrei Neagoie a gestionat perfect pasa primită de la Staicu și a înscris pentru 1-0. Bucuria vâlcenilor a fost de scurtă durată și asta pentru că două minute mai târziu, Faur a înscris printr-o spectaculoasă lovitură de cap și a restabilit egalitatea. Mai mult, oaspeții au intrat la cabine în avantaj, după ce, cu 7 minute înainte de pauză, Romario Rus a reușit să preia conducerea în favoarea echipei sale, chiar dacă portarul Popescu i-a respins primul șut. În debutul actului secund, Alexandru Pelici l-a introdus pe Conieha în locul lui Bogdan Geantă, schimbare care s-a dovedit mai mult decât inspirată, și asta pentru că, în minutul 73, jucătorul nigerian s-a aflat la locul potrivit pentru a fructifica centrarea lui Neagoie și a înscris golul egalizator, care a stabilit scorul final 2-2, un rezultat considerat echitabil de ambele părți. Un rezultat echitabil, zic eu. Deși a doua repriză am reușit să punem presiune mai mare pe adversar și să înghesim în propria jumătate, am reușit să revenim în joc. Eu îmi felicit jucătorii pentru efortul depus astăzi. Păcat că nu am fost mai atenți pentru că am luat golurile ușor și puteau fi evitate. Una peste alta, am jucat cu o echipă bună din punctul meu de vedere, o echipă care așa cum știți, se bate și ea la accederea în play-off. Noi credem în continuare în șansa noastră de a prinde play-off și încercăm să scoatem maxim din fiecare joc. Așa cum am spus, nu știm dacă ne va ieși întotdeauna, dar cu siguranță vom încerca și cred că asta s-a văzut. Dacă nu s-a văzut claritate sau luciditate în anumite momente de joc, dar cred că dorință și ambiție și determinare, cred că s-a văzut din plin. Ne-am felicitat reciproc cu domnul Pelici și el și eu suntem de acord că a fost un rezultat echitabil. Felicit și echipa mea și pe ei. Până la urmă, eu zic că a fost un joc deschis, chiar foarte deschis câteodată, cu greșeli în apărare și în partea noastră și din partea lor, pe care atacanții lor și respectiv ai noștri s-au folosit. Încă mai sunt 5 etape, deci nu s-a terminat. Sunt meciuri grele și pentru noi și pentru ei, așa că fiecare meci contează, fiecare punct va conta. De remarcat o asistență numeroasă în tribunele stadionului Vâlcean, populat la acest meci de peste 700 de spectatori. Da, le mulțumim frumos pe această cale și eu nu pot decât să îi asigur că băieții ăștia vor avea aceeași atitudine și același respect față de domniile lor. Cred că cei care au venit astăzi la stadion au văzut un meci de fotbal frumos, un meci de fotbal disputat, s-au dat 4 goluri, o vreme frumoasă, nu cred că cei care au venit au ce regreta. În etapa următoare, programată sâmbătă 7 martie, echipa vâlceană joacă în deplasare cu FC Olt Slatina, formație care, oarecum surprinzător, a învins cu 1-0 pe CSM Ioveni chiar pe terenul acesteia.